O seară în parc este genericul spectacolului muzical, care în această vară, deja câteva weekenduri la rând, aduce chișinăuienilor cele mai frumoase melodii. Astfel, aseară, în parcul Valea Morilor din capitală, a domnit muzica și voia bună. Zeci de oameni au avut ocazia să asculte cântecele inedite ale orchestrei de muzică ușoară Avanti. Timp de o oră și jumătate, spectatorii au avut parte de cele mai frumoase cântece. Unii au privit concertul ocazional, plimbându-se prin parc, alții însă au așteptat cu nerăbdare acest spectacol în aer liber. Nu mi-a părut, nici n-am știut de așa ceva. Este bine că se organizează ceva pentru chișinăuieni. Pe weekend, fiind în parcuri, este nevoie, este plăcut, cred eu. Cu atât mai mult dacă sunt implicați și copiii. Da, am participat și la Grădina Botanică. Mi s-a părut foarte bine. Sper și aici să vină interpreți cunoscuți. Am venit să ne plimbăm cu familia, să ascultăm muzică. Îmi place foarte mult. Este o atmosferă foarte plăcută și muzica este foarte bună. Nu am știut de acest concert și am venit întâmplător. Interpreții spun că au pregătit un program interesant cu cele mai frumoase cântece și pe placul chișinăuienilor. Suntem la două ediții, am participat în parcul Valea Trandafirilor și a fost superb. Acum suntem în parcul Valea Morilor. Este foarte binevenit pentru că oamenii se petrec weekendurile în parcuri cu copiii, iar noi venim să le cântăm. Ce poate fi mai frumos atunci când un artist vine să-ți cânte din tot sufletul? Formația are un repertoriu divers. Sunt piese autohtone, sunt piese de autor, sunt piese internaționale, sunt piese cover foarte bine aranjate. Adică, practic, noi luăm tot spectrul, tot genul, din Republica Moldova până în Statele Unite. Mai avem niște intervenții pentru copii cu niște clovni, niște jocuri distractive. Proiectul cultural-educativ Dialog Social cu Chișinăuienii are drept scop valorificarea potențialului artistic prin comunicarea între generații de artiști, dar și de a promova valorile autohtone. Evoluează formații artistice din cadrul Direcției Cultură, artiști, profesioniști, formații cu titlu model, care în fiecare weekend în diferite locații ale Chișinăului ies cu un recital muzical pentru chișinăuieni. Scopul evenimentului este de a valorifica și de a promova valorile culturale, formațiile artistice, artiștii noștri. Spectacolul muzical O seară în parc din cadrul proiectului Dialog Social cu Chișinăuienii este organizat de către Direcția Cultura Primăriei Municipiului Chișinău.